Osho. Pentru cei mai scumpi părinți din lume, care din păcate astăzi nu mai sunt lângă voi, și cuvintele nu-și mai au rostul. În prag de sărbători, să pățești așa ceva e cel mai cumplit posibil. Nu există durere mai mare. Din partea lui doamna Monica și domnul Ion, soțul ei, ia uși ce spune vorbele astea. Of în prag de sărbători, of în prag de sărbători, ne-ai lăsat singuri pe noi. Ne-ai lăsat singuri pe toți, frați cum nați și cu nepoții. O putere de-aș avea în mormânt, eu m-aș băga s-o scot pe Angelica. Dumnezeu putere mare, Dumnezeu putere mare, n-avem nicio alinare. Din partea lui domnul Toma, cea mai scumpă mamă, doamna Angela, să o ierte Dumnezeu. Să-l ierte Dumnezeu pe domnul Aurel. Și Dumnezeu să vă dea biruință la toți frații, spune domnul Toma. Și la rugămintea lui domnul Toma vorbele astea. Iauzi. Rugămintea lui domnul Toma. Spune moarte cum ar fi, spune moarte cum ar fi, te-ai avea și tu copii, la la la. Te-ai avea și tu copii, să-i lași pe drumuri pustii, singuri fără bucurie. Ascultă, Toma, asta n-a fost voia mea, a fost voia lui Dumnezeu, ca s-o iau pe Angelica și pe Maurel. Dumnezeu așa l-a vrut, Dumnezeu așa l-a vrut.
Poate i-a iubit mai mult. Și două vorbe care le transmite doamna Angelica și domnul Aurel. Oftă-mă, băiatul meu, n-o uita ce mi-ați promis, ca să nu vă dușmăniți, să nu vă certați ca câinii, ca să vă râdă străinii. De la domnul Florin să-l ierte Dumnezeu pe domnul Aurel. Doamna Angela să fie iertată. Tata Aurel și mama Angela să fie iertați. Și domnul Florin, împreună cu toți frații și toată familia, mulțumește tuturor celor prezenți care în această seară au demonstrat respect pentru această familie. Spune domnul Florin, chiar dacă acum la greu, aici se vede respectul și onoarea, și Dumnezeu să ierte pe toți morților, cei care sunt prezenți aici. Și pentru tot ce s-a dat pentru tata Aurel și mama Angela, să le dea Dumnezeu la toți multă sănătate, le dorește domnul Florin. Și să treacă și ei la rândul lor cu bine peste greu, așa cum treceți și voi. Din partea lui domnul Florin. La zile de sărbători, la zile de sărbători, să-mi aprindeți lumină. De e Paște sau Crăciun, de e Paște sau Crăciun, să vă puneți copii la drum, să veniți la cimitire. Și de zi cu sărbătoare, să-mi aprindeți lumânare. O Florine, măi copile, să nu uitați și de mine. Să vă iubiți între frați, să vă iubiți între frați, și să nu vă depărtați. Nu uitați dorința mea, așa dorește Angela. Să nu lăsați familia ca să dea dușmanina. Să țineți mereu aproape și să faceți la frați parte. De la domnul Samuel.
Dumnezeu să ierte pe măicuța ta scumpă, doamna Angela. Tatăl tău, domnul Aurel. Numele vostru respectat, numele vostru respectat, șapte copii ați lăsat. Că i-ați lăsat pe toți șaptele, că i-ați lăsat pe toți șaptele și-ați plecat atât de departe. Șase frați și o surioară, șase frați și o surioară, acum de sărbători, în loc să fie zi mare, îmi faceți mormântare. În loc să fie zi mare, îmi faceți mormântare și mi-aprindeți lumânare.